Eu unul am fost un copil sensibil, practic mă emoționam aproape în orice situație, mai ales când cineva striga la mine sau îmi zicea într-un fel, stăteam ca și o capră înghețată. Mă panicam, eram super sensibil și emoționat. Și știți la ce mă gândesc? Oare cum sunt mamele acelea însărcinate, pline de emoții, practic o grămadă de hormoni sunt eliberați în timpul sarcinii, o grămadă de schimbări care se duc la analize și în foarte multe cazuri sunt panicate, de-a dreptul înspăimântate de ce discuții se poartă. Cum vine asta când tocmai oamenii care ar trebui să pregătească mamele de sarcină, să aibă o dezvoltare cât mai echilibrată, pentru că cu toții știm că se transmite de la mamă la făt, acei oameni, mulți dintre ei, fac exact opusul, frate. Vin cu tot felul de scenarii și vești teribiliste care până la urmă pot să dezaxeze mama. Tu ca mamă cauți, presupun eu, monitorizare, liniște, echilibru, o claritate până la urmă, nu? Cunosc foarte multe mame care au intrat în anxietate după analize și discuții, ca apoi copiilor să se nască complet sănătos. Oare asta e tot ce putem în 2022? În loc să sprijinim și să contribuim la bunăstarea mamelor, noi să facem exact opusul? Și până la urmă, este cineva responsabil pentru anxietatea mamei și dezechilibrele posibile transmise mai departe copilului?